Chinese, the Motans. Tu ridică-mă la solo, întoarce-mă în august și uită-mă acolo. A fost o iarnă, frumoasă ca Merlin Monroe, cu emoții și fiori la anglo. Ca trei de șapte în case nou, a fost o iarnă, întoarce-mă acolo din nou. Alintă-mă cu stereo bătăi de inimă. Ești ca un cutremurator să stau în epicentru, ca un roșu aprins de tot în filme alb-negru. Ești ca liniștea înainte de furtună, acum în fulgeră și-n tună. Ești ca praful de pușcă în două, cum ieri ești dulce, amară. Ești ca ultima zi de vară, hey! Azi te urăsc, mâine am să-ți cad la picioare. 3, 2, 1, 3. A fost o iarnă, frumoasă ca Merlin Monroe, cu emoții și viola în grup. Ca trei de șapte în casino, a fost o vară, întoarce-mă în august din nou. Alintă-mă cu stereo bătăi de inimă. Mersi frumos! Vreau să-ți spun că cea mai mare fană a ta este aici cu noi în seara asta. Da? Și a venit mama? O cheamă. Nu. Da, uitați-vă la ea, uitați-vă. O cheamă. Ia uitați-vă. Doar vreau să trezi de-a. E o mare actriță. Tania Popa! Tania Popa! Ia uitați-vă, uitați-vă. Transpiră în acest moment. Aoleu, ce mi-a făcut. Ideea este că ea și-a dorit de la anul care a trecut să-l întâlnească în anul care vine. Pe mutanul ei preferat. Ți s-a îndeplinit, Tania. Ia, uite-te la ea, zici că e copilă. Eu mă bucur foarte mult să am acest rol în seara asta, sincer. Da, auzi. Îmi sare inima de pie. De ce îți place atât de el? Îmi place de nebunesc sinceritatea lui când e pe scenă și când cântă. Este foarte, foarte sincer în... În rest e altceva, da. Michael! Când cântă, Michael! Și îmi plac versurile tale foarte tare. Atunci când stau și într-adevăr ascult versurile unei piese, atunci sunt cucerită pe deplin de cel care cântă. Tania, trebuie să o ții pe Tania, te rog. Tot ce-și dorește, fii atent. Uite, Răzvan, unde ești? Lupică, fotografă, vă rog, faceți o poză cu Denis. Ia, ia, ia. Deci, uite, și... E cu zgomot. Poți să-l iei în brațe, Tania, poți să-l iei în brațe. Vai, superb! Tania Popa! Ai văzut, la tine Moș Crăciun a venit și de Protevelion. Îți mulțumim frumos! Noi acum rămânem cu motanul șef. Cum a fost anul care tocmai a trecut? Foarte fain. Așa, un an al renașterii, dacă vrei să spui tu. Ce-ți dorești de la 2023? Nu-mi doresc nimic de la 2023. Îmi doresc de la mine niște chestii. Adică pentru că, perfect, după cum știm cu toții, totul stă în mâinile noastre. Bravo! Așa că... Așadar! Vorba aia! Bravo. Înainte să ne ajute Dumnezeu, să ne ajutăm noi! Exact! Doamnelor, domnișoarelor și domnilor!